Apar dezvăluiri noi în scandalul în care este implicată prințesa Irina în Statele Unite. Fiica regelui Mihai nu doar organiza împreună cu soțul ei lupte ilegale cu cocoși, ci și droga păsările care intrau în ring. Le administra cocaină ca să le facă și mai agresive. Noile acuzații au fost făcute publice de către jurnaliștii din Statele Unite. Tot ei au filmat-o pe prințesă pentru prima dată de la izbucnirea scandalului. Sunt primele imagini cu prințesa Irina de când a fost arestată împreună cu soțul ei pentru organizare de lupte ilegale cu cocoși. Sunt și primele cuvinte pe care fiica regelui Mihai le adresează jurnaliștilor la 3 luni de la izbucnirea scandalului care a șocat America și România. Iar dosarul împotriva prințesei se tot îngroașă. Imagini filmate cu camera ascunsă pe parcursul anchetei de către agenți FBI arată cum cocoșii folosiți la lupte erau mutilați și chinuiți. Iar barbaria nu s-ar fi oprit aici. Înainte de a fi aruncate în ringul de luptă de pe proprietatea prințesei, păsările erau drogate, totul pentru ca sângerosul spectacol să fie cât mai pe placul spectatorilor. Birds are typically hopped up on cocaine, meth, Ritalin, I mean all kinds of stuff to enhance their performance and make them extra aggressive. Investigators say the cockfighting derbies run at this arena easily brought in more than $1 million. Irina Walker a fost arestată în Statele Unite în luna august împreună cu soțul său, fost ajutor de șerif, pentru organizare de lupte ilegale de cocoși și maltratare. Alte 16 persoane făceau parte din rețeaua anihilată de polițiști americani. Până la următorul termen al procesului, soții Walker poartă brățări de supraveghere electronică.